Suntem în continuare alături de... era să zic frații, dacă stau să mă gândesc. Frații Petreuși. Frații Samfira, care sunt atât de uniți între ei și leagă așa o prietenie pe lângă iubirea lor și pe lângă căsnicia minunată, încât, vă jur, am senzația că se aseamănă între ei. Și îi ascult vorbind și completându-se unul pe celălalt, dar nu poate să fie totul desăvârșit. La un moment dat tot trebuie să se iște un motiv deoarece. Noi n-am zis niciodată. M-am gândit și eu așa. Dar cum face bărbatul când se enervează? Urât. Cum? Și ca trenul în gară. Cum urât? Ei, cum? Noi suntem foarte temperamentali amândoi, zicem de fiecare dată că ăsta e adevărul. Și cum să facă? Țipă, urlă, vorba aia. Cum țipă, urlă? Ca și mine, de altfel. Că eu aveam o colegă la ansamblu și zice, ăsta face spume ca mare Ege, când se enervează. Dar nevastă ta cum face? Poți să o imiți? Ferească Dumnezeu. Prima dată, privirea. Zici că... Criminal, în serie. Asasină. Nu mai răspunde în prima fază. Nu mai răspunde. Dacă o întrebi, de ce o întrebi? Dacă nu întrebi, nu-ți pasă. Așa. Păi nu, că deja mă supăr. Ia uite, mănâncă, doarme, nu-i pasă de tine. Tu vrei să liniștești lucrurile. Astea sunt niște chestii generale, comune, ale femeilor. Deja nu mai sunt speciale. Îți spune și ce ai sub la mumă ta. Nu, nu-mi place. Chiar că nu știi. Schimbă descrierea, că nu. Acum 4 ani ne-ai făcut aia. Mamă, țin minte toate alea. Dar ți-le înturăi de nu există. Te desfințează în... Dar ridică vocea și vorbește subțire? Nu, vorbește gros. Ia. Eu de obicei vorbesc tare. Și am fost la un doctor, pentru că aveam nevoie de o pauză vocală. Mă rog, să spui până la un punct, că după aia vreau să spun mulțumirea mea. Și mi-a spus domnul doctor, dar de ce țipați la mine? Și zic, nu, așa vorbesc eu. Nu, țipați, deci țipați la mine. Mi-e frică să vă consult. Aoleo. Era și el prea... Eu când am invitat-o am zis că e fată bună, că doar reștiu de atâția ani. Era prea final, domn doctor. Era prea sensibil. I-a dat pauză vocală, a cântat foarte mult și a zis, n-am ce să tratament să-ți dau, trebuie să faci pauză vocală. Uite, îți dau niște pastiluțe, o săptămână să nu vorbești. Așa, să-ți trebuia să tacă. Băi, și o zi, că atât a ținut-o, a tăcut. Da, mai mult nu. Și a vorbit numai prin mesaje. S-a apucat că n-avea ce să facă, a luat casa la rând, mi-a făcut dressing-ul, că noi avem dressing-uri separate. Da. Mă, mi l-a făcut giugiug, nu l-am mai văzut de mult așa, cămăși călcate, nebunii. Și zic, Doamne, dar așa m-am închinat în fața ei. Mulțumesc! Femeia perfectă, mută, frumoasă și harnică. Până dacă n-ar fi vorbit cu tine o lună. Ar fi fost îngrozitor. Nu neapărat, vreau să mă încerc. Uite bărbatul, uite pe cine crești la sân. Uite de cine ai grijă. Să trimită bărbații mesaje. Cui faci de mâncare? Poftim, că nu ești un rabu. Uite, și eu am stat așa liniștit. Doamne, m-am dus prin curte, liniște, păsărelele cântau. Fii atentă ce facem. Nu. Dragul meu, rog, vorbește-mi despre femeie. Ce ai înțeles tu din misterul feminin? Întrebare de bani. Te rog frumos. Misterul feminin, da. Tocmai de asta e un mister. Da? Pentru că niciodată nu poți să... Egal în ce pătrat. Da. Deci, bumba înțelepă. Bumba înțelepă. Spune, noi avem glumele noastre cu bumba înțelepă. Nu, dacă încerci să înțelegi femeia, o iei razna și ajungi la, chiar la despărțire. Trebuie să o iubești. Ia, da, cum adică? Da? Trebuie să o iei ca atare. Trebuie să o iei ca atare, să o iubești, să o lași să, cum să spun, să-și ducă limitele. Și de ce nu mă lași? Nu te las? Nu. Aoleu, vrei să certăm aici în direct și ne doare Dumnezeu? Că ea ne-a unit, nu vreau ea să ne... Nu, vorbesc serios. E foarte frumos. Femeia este, din punctul meu de vedere, și am mai spus-o, nu pentru că e codruța soția mea, dar, în general, voi, femeile, îmi permis să spun asta, Teo. Deci numai generalități sunteți, în emisiunea asta, uite, înțelegi? Nu, ascultă, sunteți foarte puternice, în deosebire de noi. Suficient de puternice încât să ținem cardul tău? Nu, că cardul meu, ca să faci o cacofonie, nu e așa greu de ținut. Nu știu dacă să vă spun sau nu, dar de fiecare dată și uite portofelul când mergem undeva. Deci mai mult plătește ea. Da. Ok. Așa, deci nu, despre altceva voiam să spun. Puternice din toate punctele de vedere. Dacă sunteți răcite, tot vă ridicați și faceți ceva și nu vă uitați ca noi atât. Dacă aveți o problemă, treceți altfel și... Nu ne spui despre noi? Da. Pe când eu sunt gongoi până mi se întâmplă mie ceva și gata, nu mai pot, sunt distrus. Și ea mă ajută din toate punctele de vedere. Dar dacă e să vorbim despre certuri în cuplu, este inevitabil să nu te cerți. Da. Dar oamenii care nu se ceartă și n-au discuții, înseamnă că n-au nimic să-și acolo mai spună. Există o problemă. Acolo există o problemă. Da, e adevărat.
E da, adevărat. Da, și bine, nici certurile astea... Nu, la extrem. Mie mi se pare că Valentin astăzi a fost pus într-o situație pe care nu o poate gestiona, pentru că e singur. Noi două facem cât patru. Da, da. Și el săracu a trebuit... Și acasă toate doamnele se uită și îmi trimit mesaje. Valentin, n-ai făcut bine? Mai bine... Stai liniștit că a venit Alex, nu-i adevărat, te ajute. Că doamnele susțin și iubesc. Te susțin și te iubesc, da, doamnele! Vai! Da. Vai!